Salutare domnilor și bine ați venit din nou pe canalul meu. Nu am mai postat de mult pentru că mai am și alte treburi de făcut. Azi, în schimb, am puțin timp și zic să filmez pentru voi două camere, vreau să vă arăt azi, ieftine, de la EMAG. Una de 100 de lei, una de 54 de lei. Cea de 100 de lei... Hai să le și desfacem. Cea de 100 de lei filmează și 4K. Hai să vedem care este. Ia să vedem că eu am aici mouse-ul lângă mine. Așa, și una este care filmează și cea de 60 și și cea de 65 de lei filmează doar HD. Deci asta e cu HD și asta e cu 4K. Se vede aici, da? Hai să începem cu asta mai puternică, să zicem așa, de 4K. Ele sunt niște firme no-name, da, că tipice prețurilor, da. E video, cameră video sport, action camera, da, se vede, deci nu, niște chinezării cu diferite poze aici. Pentru chiar și sub apă, și în aer, pe zăpadă și montan, da? Specificații. HD 60 FPS, Full HD 60 FPS și chiar 2K și 4K. Să vedem dacă se și vede, eu dau așa aproape. Menționez că filmez cu telefonul, un LG G8X cu două ecrane. O să-i fac și lui un review într-o zi dacă o sunteți interesați. Apropo, lăsați un comentariu dacă vreți să vedeți de ce e în stare acest telefon. Dar până una alta să terminăm cu această cameră. Cum am zis, de la HD la 4K. În apă, până la 30 de metri, are un unghi de filmare de 170 de grade. Microfon LCD de 2 inci, o baterie de 900 mAh, să vedem acum cât o să filmeze, cât timp o să filmeze. Ce mai are pe aici? Un suport de 180 de grade de rotație, da? Deci e, cel care se învârte. E bun pentru car recorder, uite, mi-arată aici mașină, marină, driving în apă, da, și sau home, pentru în casă, dacă vrei să filmezi hoții. Are și Wi-Fi chiar, bă, are o grămadă, la banii ăștia. Hai să o desfacem, ce, să vedem ce zice. Păi, avem aici cameră, în carcasa ei e... specifică, că am deschis asta, cine știe, oricum, probabil o fi fost, ia să vedem de ce nu stă ăsta, așa, ok, a, e un plastic ieftin, se simte că e o carcasă, o jumate de carcasă care se poate, hai să și punem afară să vedem. Deci bagi camera aici. Și poți să te filmezi pentru vlog, probabil, nu știu. Aici o curea ceva. Asta o montură pentru bicicletă. Să o prinzi pe ghidon sau în alte părți, cumva înguste, da? Băgăm pe aici, ale bicicletei. Ce mai avem aici? Niște clipsuri de la din plastic, aici încă o față de asta pentru să schimbi la carcasă. Adezivi cu o bucată de cablu, să le dăm afară să le vedem. Deci doi arici de ăștia cu lipici pe ambele părți, da, pentru o carcasă, pentru o cască la bicicletă. Sau la mașină, dacă o pui, nu știu, pe parbriz. Și un cablu oțelit, drăguț, care să înțelege camera
Să nu o pierzi dacă ești în apă sau, da? Ok, și diferite monturi, hai să le dau afară ca să vadă lumea despre ce este vorba aici. Uite, frumos așa o prinzi pe cozorocul de la șapcă și alte multe asemenea foarte utile. Bun, le băgăm înapoi, că ne interesează camera. Deci carcasa are două butoane lateral și unul deasupra și încă unul aici pe față. Da, să o dau camera afară că nu... Să vedem despre ce este vorba. Camera. Asta e camera, uite. Am văzut ăsta aici, trebuie dat jos. De pe lentilă. Aici e butonul de mode. Aici sus, jos și Wi-Fi. Uite, are aici niște găuri pentru un difuzor sau un microfon. Văd că și aici niște găuri, poate are și aici un difuzor să auzi. Bun. Aici unde se încarcă card micro SD, deci nu are card. Trebuie să-i pun eu un card, o să-i pun imediat. Găurica unde se încarcă și aici e pentru micro HD out, da? Să conectăm la televizor. Și ăsta e butonul mode și power on off. Și aici dai OK, să dai să înregistrezi și să oprești. Un LED de notificare aici. E un plastic mată, o vopsea mată, mișto, aproape ca la GoPro, nu alunecă. Tocmai de asta are și striațiile astea multe pe aici. Ia să vedem bateria. Bateria, cum scrie și pe cutie, de 900 mAh litiu-ion. Da, trebuie să caut un card, să-i bag un card și o pornim să vedem. Cardul se bagă lateral, nu are o ușă specifică, deci aveți grijă la ploaie să nu plouă din lateral, că e cam groasă treaba. Cardul se bagă, stai să vedem și o poziție. Trebuie să dau cu presupusul că nu are un semn. O băgăm așa. Trebuie să facă click-ul ăla. A făcut click. Ok, hai să-i dăm drumul. Da. Se pare că nu... Ba da. S-a aprins. Hai să vedem și ce alte setări. Aici e pe aparat foto. Aici e în 720p, 120 fps-uri. Deci se vede în stânga sus ce mai are pe aici. Nu are nimic în memorie, deci nu are ce să vă arate. Setări. Setări video. Rezoluție 4K, se vede, da? Record sound, da, este bifat. Slow motion este pe HD la 120 fps-uri. Deci video resolution 4K, 2,7K HD la 30 fps-uri, HD la 60 fps-uri și HD la 120, Full HD la 30, Full HD la 60 fps-uri. Și ne-am întors înapoi la 4K. Eu o voi lăsa așa, 4K. Photo resolution 16 megapixeli. Așa, ce mai are pe aici? Are multe setări. Cine se pricepe, recunosc că nu mă pricep la setările aparatelor foto. Expunere, balanță, Wi-Fi, uite, pornești de aici.
Ok, mai departe limba. Hai să vedem la fel chineză, rusă, ce mai are germană, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, japoneză și engleză. Lăsăm date, time, format și ce mai are, press OK to exit. Deci am ieșit. Cere să o formatez. Ok, a pornit și înregistrarea. Uite, butonul roșu aici. Da? Filmează acum în format 4K 30 fps. Am formatat cardul, e 1,8 GB, mi arată TF, da. Microfonul se oprește, evident, ecranul în timp ce filmez, ca altfel să nu-mi consume bateria. Hai să facem o probă. Play. Gata, a pornit. Vedem aici ceasul și butonul roșu pulsează. Microfonul este activat. Are un unghi foarte larg, da, se vede, uite, îți dai seama de aici până aici, da. Uite, am aici o baterie pe masă, am aici un laptop și cutiile de la cele două camere. Da, cam asta e cu filmarea. O să ies mâine să filmez și cu asta, să fac un test în 4K. Da, să vedem cum se prezintă. Ok, oprim deocamdată. S-a oprit. E perfect. Păi așa, domnilor, vă să zic că dați un like, comentați și, cum am spus, aceste două camere, deci asta și cu cealaltă, da, le voi da la giveaway. Le voi da la giveaway. Tot ce trebuie este să se aboneze lumea, voi să dați share, da, să vadă cât mai multă lume, să participe cât mai multă lume și la 20-30 de abonați noi, nu știu, 10-20 cât o să fie, o să le dau chiar de Crăciun, dar vor ajunge la voi cel mai exact după anul nou, deci în ianuarie vor ajunge la câștigă, la norocoși. Da? Una va ajunge la un băiat, una va ajunge la alt băiat. Da? Nu va câștiga ambele camere o singură persoană. Bun. Like și ne vedem data viitoare. Cum am spus, mai am de filmat toate accesoriile pe care le folosesc eu ca și biciclist. Mai am de filmat LG-ul G8X, cel cu două ecrane, cel cu care filmez acum. Și vreau să vă mai arăt ceva tare ce mi-am luat în ultimul timp. Un Samsung, trebuie să dau astea la o parte, Samsung Z Fold 2. E un telefon foarte, foarte mișto. Da, e un telefon și scump, dar și mișto. Uite, să dăm o mică probă de sunet, dacă tot sunt aici, la știrie. Se aude foarte mișto, are două difuzoare, unul aici, unul aici. Așa. E un telefon foarte, foarte mișto. Și scump, dar asta e viața. Dați un like și ne vedem data viitoare. Numai bine, pe curând!